Despre folosirea aspirațiilor înflăcărate. Nu e de mirare că ai un fel de dorință puternică și ambiție geloasă de a înainta în viața spirituală și de a te bucura de încrederea unor remarcabili slujitori al lui Dumnezeu. Dragostea de sine caută în mod natural succese de acest fel care o măgulesc. Dar ceea ce contează cu adevărat nu este satisfacerea ambiției tale printr-o înaintare strălucită în virtute sau prin faptul de a te bucura de încrederea unor persoane renumite, ci de a da morții tendințele lingușitoare ale dragostei de sine, de a te smeri, de a-ți plăcea să trăiești în anonimat și să fii disprețuit și de a-L căuta numai pe Dumnezeu. Oamenii nu pot deveni perfecți auzind sau citind despre perfecțiune. Lucrul primordial este să nu asculți de tine însuți, ci în liniște să-ți pleci urechea la Dumnezeu, să renunți la orice ambiții deșarte și să urmărești adevăratele virtuți. Vorbește puțin, fă mult, fără să cauți să fii văzut de alții. Dumnezeu te va învăța mai mult decât ar putea o face cele mai experimentate persoane sau cele mai spirituale cărți. Care este lucrul pe care vrei să-l știi așa de mult? Ce anume ai nevoie să înveți decât faptul de a fi sărac în Duhul și de a găsi întreaga înțelepciune în Hristos răstignit? Cunoștința îngânfă. Numai dragostea este cea care zidește. 1 Corinteni 8:1. Mulțumește-te să ai ca țintă dragostea. Ai nevoie de cunoștințe mari pentru a-L iubi pe Dumnezeu și de a te lepăda de tine însuți pentru dragostea Lui. Știi deja mult mai mult decât practici. Nu ai nevoie nici pe jumătate de dobândirea de noi cunoștințe pe cât ai nevoie de a pune în practică ceea ce deja posezi. Cum se autoamăgesc oamenii când se așteaptă să înainteze spiritual prin intermediul argumentelor și al unei curiozități exagerate. Fii smerit și nu te aștepta niciodată să găsești în om acele lucruri care îi aparțin doar lui Dumnezeu.